tuturor celor care ați venit astăzi pe Câmpia Soarelui. Avantajul din anul acesta este că l-am în față pe Tudor Vladimirescu, chiar pe el. Este portretul realizat de Teodor Aman, pentru că la vremea respectivă nu erau mijloacele moderne de astăzi și din nefericire nu ne-a rămas nicio înfățișare așa a sa, nici măcar pictată. Dragi prieteni, sub semnul Marelui Centenar al Unirii din 1918 se desfășoară încă o acțiune de rezonanță organizată de Gorjeni. Aș vrea să vă spun însă că anul acesta se împlinește și o sumă rotundă de la atestarea chiar a acestei localități. Este vorba de împlinirea a 555 de ani de la atestarea documentară a localității Padeș. Toate aceste coincidențe frumoase ne apropie și de bicentenarul pe care în 2021 îl vom sărbători cu siguranță, cu mare fast, chiar în acest loc și în alte locuri care amintesc de Tudor Vladimirescu. Pentru că eu sunt unul dintre cei care s-a aflat la acest microfon ani în șir, mă gândeam de la ce să încep, cu ce să încep și parcă anul acesta, făcând și un apel la noi toți, trebuie să începem cu monumentul din spatele meu și din fața dumneavoastră. În anul 1921, pe aici încă se mai aflau metereze păstrate din urmă cu 100 de ani. Dacă la Târgu Jiu, odată cu aducerea osemintelor mari eroine, se făcea și sărbătoarea centenarului lui Tudor Vladimirescu, și aici sătenii au procedat în chip similar. Un foarte destoinic învățător, este vorba de Nicolae Spineanu, a organizat un comitet școlar care, la rândul său, a avut grijă ca în acest loc, pe o suprafață de numai 2 metri pătrați, să înalțe o troiță sfințită în memoria eroului din Vladimir. În 1927 însă se constituia din aceeași inițiativă un comitet de realizare a monumentului. Și acesta, cu ajutorul unor importanți oameni de cultură a acestui meleag, dar și cu ajutorul lor, al celor mulți care au participat direct cu munca lor fizică, se inaugura în anul 1934. Odiseea sa este foarte simplă. A rezistat tuturor vremurilor și este aici, lângă noi, ca o pildă vie a ceea ce a însemnat Tudor Vladimirescu. Și acum, haidem la subiectul nostru. Să lăsăm vorbele să curgă, pentru că atunci când vorbești despre oameni mari, nu ai nevoie să forțezi nimic. Tudor Vladimirescu a fost omul timpului său. Dar ce fel de timpuri erau la 1821? Extrem de complicate și grele. O țară lăsată pe mâna străinilor, a fanarioților, cu boieri hrăpăreți care luptau și ei la rândul lor pentru a prelua puterea elementului național, adică a lor, a românilor. Apoi, ce se mai întâmpla atunci? Și la sud de Dunăre, și în peninsula Iberică, și în cea italică, și până hăt departe în America Latină, era un foc de redeșteptare națională. Pe acest fond se va desfășura acțiunea lui Tudor Vladimirescu, numită în timp în toate felurile, pornind de la Zaveră, cum i-au spus chiar în epocă cronicarii, apoi Răscoală, Mișcare Revoluționară, Revoluție sau pur și simplu
acțiunea românească condusă de Tudor Vladimirescu. Auspiciile, vedeți, erau extrem de complicate. Asta pentru că și grecii, care erau susținuți de către aceiași domnitori fanarioși pe care noi românii vroiam să-i alungăm, și grecii doreau colaborarea cu cel mai de seamă reprezentant al armiei naționale, respectiv Tudor Vladimirescu. Personaj îndrăzneț, unii spun că nu râdea niciodată, era posomorât. Acest tânăr, i-am putea spune, istoria îl plasează ca având în timpul acțiunii circa 40 de ani, acest personaj îndrăzneț a avut curajul să se strecoare printr-o țesătură de interese extrem de complicată. Boierii noștri doreau tronul pentru români. Societatea secretă Eteria vroia independența Greciei, plecând în acțiunea lor de aici, din spațiul românesc. Turcii doreau să ne țină sub control. Rușii vroiau și ei acest pământ. Iar el, care era supus rus, sudid rus, cum se spunea la vremea respectivă, dar era și român înainte de toate, trebuia să proiecteze un document care să-i atragă pe locuitorii țării. Și aici, unde ne aflăm noi în aceste momente, la 23 ianuarie 1821, s-a rostit acea îndrăzneață proclamație care avea menirea de a-i chema la răzvrătire împotriva ordinii existente, înainte de toate pe cei mulți. El avea acest mandat de la cei care îl înlocuiseră pe recent decedatul domnitor Alexandru Șuță, de la boierii pământeni, să-i ridice pe oltenii din județele de nord ale Gorjului. Nu vreau să insist foarte, foarte mult asupra desfășurării evenimentelor, însă aș vrea să vă spun că de aici a început un drum lung care a demarat prin fortificarea mănăstirilor, Tismana, Strehaia, Gura Motrului, și apoi prin tabăra de la Țânțăreni, acolo unde noi sperăm să amplasăm pentru 2021 un monument dedicat lui Tudor Vladimirescu. A intrat în București în mâini cu o pâine mare, care simboliza dorința de pace și de colaborare a tuturor locuitorilor țării. A condus, chiar dacă nu s-a numit domnitor, pentru o vreme țara românească. Dar faptul că el s-a născut îmbrăcat în cămașa morții, așa cum spunea personal, își va pune amprenta asupra ceea ce se va întâmpla ulterior.